Doamna Eugenia. Da, nu vă cunosc. Bună ziua, eu știu că nu mă cunoașteți. Doamna Eugenia, bună ziua. La noi dea-mi bună seara. Poftim? La noi dea-mi bună seara. Ok, eu vă sunt de departe și unde sunt eu este încă ziua. Eu mă numesc Rodica Carauș. Da. Și știu că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere, corect? Da, am înțeles. Eu am un mesaj așa mai deosebit de felicitare din partea cuiva drag, care din păcate nu vă poate fi aproape în această zi frumoasă. Vreau să vă spun că înregistrez acest moment. O să vă rămână ca amintire acest apel cu video. Am scris o poezie frumoasă din suflet, pe care o să vă dedic cu mare drag. Dar înainte de a vă citi versurile, vreau să vă spun: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, la mulți ani! Doamna Eugenia să trăiască, mulți ani să înflorească, la mulți ani! La mulți ani, doamna Eugenia, și din partea mea. Vă invit să mă ascultați, să ascultați versurile și o să vă dați seama din partea cui vin, cu toate că sunt sigură că deja vă imaginați. Corect? Da. Sunt nepoții acolo cu dumneavoastră, da? Da, nepoței, vă rog, rugăm nepoței acolo să facă liniște ca bunica să asculte poezia. Da, s-a dus. Mi-e dor să merg pe trotuare, stropite printre crengi de soare, prin amintiri dulci ce le avem, pe care le purtăm în suflet. Mi-e dor de țara noastră dragă, de satul natal Ciorești, din raionul Nisporeni, unde ne adunam mereu. S-au scurs 57 de ierni din ziua în care te-ai născut, într-o familie mare și frumoasă, cu 10 copii. Tu ai fost mezina casei, cea mai alintată. Eu cu surorile și frații, nespus te-am așteptat să vii. Copilăria nu ne-a fost ușoară, plină de nori grei și ceață, mai ales în anii după ce a plecat mama din viață. Ne-am crescut unii pe alții, poate multe ne-au lipsit, însă am fost foarte uniți și întotdeauna ne-am iubit. Și acum îmi amintesc că acasă lucrul nu se mai termina niciodată. Doar seara găseam timp o leacă să ne jucăm. Pe deascunsele, prin pod, uneori pe la râșniță, aveam responsabilități de adulți pe când eram încă copii. Iarna când era umăt, la săniuș nu prea mergeam, mai mult la lucru, lângă sobă, din mălai mături făceam. Uneori perne din pene sau chiar lână scărmănam. Te-ai căsătorit de vreme și ai plecat, soro, din sat. Pe urmă ai devenit mămică, de fetiță și băiat. Te-a pus viața la încercare, n-ai avut o soartă dulce. Ai avut momente în care ai stat la răscruce. Domnul ți-a purtat de grijă, El viitorul ți-a vegheat și ca să te simți împlinită, încă 2 copii ți-a dat. De prea mult timp, ani de zile, ne arde dorul neîncetat. Străinătatea blestemată, să ne vedem ne-am împiedicat. Sunt mai mult de 10 ani că tot ascund lacrimi în șoapte. Măcar putem să ne vedem prin videochemate. Mă frige inima ades că nu putem să ne întâlnim, să stăm la un pahar de vorbă, alături să fim.
În viața asta am gustat de toate. Am trecut prin bune, rele, dar cu căldură sufletească ne-am susținut în clipe grele. Aș vrea să aduc astăzi pe cer și în ochii tăi un curcubeu. Poate nu ți-o spun chiar des, dar te port în gând mereu. Îți mulțumesc pentru căldură, pentru susținere mereu. Când am ceva pe suflet, cu tine plâng la poarta sufletului meu. Azi, în dar de ziua ta, vreau mulți ani să ne trăiești, să te împiedici de noroc, cu drag vieții să-i zâmbești, de dușmani și de necaz Domnul să te ocrotească, iar în piept sufletul tău an de an să înflorească. De ziua ta, surioară scumpă, am vrut să te uimesc, să simți acolo unde ești ce mult te mai iubesc. Cadou de suflet îți trimit, ca o rază de soare, să-ți încălzească sufletul cu dorul meu cel mare. La mulți ani, doamna Eugenia! Cu plăcere, mesajul! Poftim! Surorile Olimpiada, Emilia și Maria! Da! Mesajul vine din partea surioarei Maria, care este și nașa ta de cununie, la care se alătură Emilia și Olimpiada. Sper că v-a plăcut. Da, eu mi-am dat seama. Era imposibil. Sper că v-a plăcut poezia pe care am scris-o în baza amintirilor pe care mi le-a depănat surioara dumneavoastră, Maria. Pentru că ea este cea care a apelat la mine. Vreți să le transmiteți ceva pe această cale? O să vadă înregistrarea? Pot și eu să le spun o poezie care ele o știu, prost, cum să spun, poate că de-am aș uita. Da, da, poftim. Poezia care eu am scris-o singură. Foarte frumos. Când eram eu prin anii școlii. Se numește poezia Pui Orfan. Da, poftim. Ca și prima rândunică, eu am fost de mică și nu știam nimica când mi-a murit mămica. Iar la vreo câțiva ani, când eu m-am înaripat, frații și surorile mi-au spus curat că mama a plecat. Eu când am ascultat, pe toți am întrebat, dar unde a plecat? Ei când m-au auzit întrebând, nu-i nimic strașnic, v-am luat prin surprindere. Eu vă aștept să vă adunați și să o spuneți până la capăt că e frumoasă. Pot ne aduc aminte cumva mai cum am auzit eu. Ca și prima rândunită, eu am fost de mică și nu știam nimica când mi-a murit mămica. Dar la vreo câțiva ani de zile, când m-am înaripat, frații și surorile mi-au spus curat că mama a plecat. Dar eu când am ascultat, pe toți am întrebat, dar unde a plecat? Ei când au auzit, mi-au spus curat căci a plecat. La cine e? Oi, am uitat, o să ne aduc aminte. Nu-i nimic strașnic, o să vă amintiți. Dar e foarte frumos, pentru prima dată. Și într-așa mod că a plecat la cimitir, la deal, unde a rămas numai un mal. Și mai departe trebuie să ne aduc aminte. M-ați făcut să mă emoționez și pe mine, deci mi-ați făcut o surpriză dumneavoastră mie astăzi, pentru că pentru prima oară, în istoria surprizelor mele, cineva vine cu câteva versuri proprii. Nu vă preocupați, pentru că îmi dau seama că v-am luat așa pe neprins de veste, dar sunt sigură că surorile dumneavoastră cunosc aceste versuri și o să-și amintească de ele. Mult am scris și tot de viața noastră, mult am scris eu împreună cu... Când încă învățam la școală, eu scriem în gazetul, la redacție și... Da, da.
Era mintea și toate cele ne aducem aminte cum și să scriu mai departe. Am uitat. Aveți prea mulți ani de când nu vă vedeți, așa, doamna Eugenia? Prea mulți ani. Da. Mai mult de 13, da, îmi pare. Din 11. De anul, da, 12 ani sunt. Eu vă doresc să vă reîntâlniți cât mai curând acasă. Mesajul este de felicitare și de dor. Dorul ăsta care vă chinui de atâția ani de zile. Vreau să vă cânt acum. Mai dedicați câteva minute, doamna Eugenia. Eu sunt liberă. Am un buchețel de melodii și o să încep cu o melodie frumoasă de suflet, care se numește Viața m-a purtat în lume, pentru că v-a purtat viața în lume și pe dumneavoastră și pe surori, dar cel mai rău cu departe. De mică mama m-a învățat să nu fac rău că e păcat. Din Cartea Sfântă îmi citea că omul trebuie iertat. Cum am uitat cuvântul mamei că mi-am ales prietenii și am crezut că nici dușmanii nu se ne poate despărți. Viața m-a purtat în lume, eu din toate am învățat. Cât n-ai vrea să faci un bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape, îi dai mâna când e greu. Nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. La mulți ani, doamna Eugenia, eu o să vă încălzesc sufletul până la urmă. Ce-avea mai bun am împărțit și-am plâns cu ei când i-a durut. Dar niciodată n-au venit când mi-a fost rău sau am căzut. În fața lor n-am nicio vină și merg pe drum cu capul sus. Că Domnul are să mă țină, nu mai pun preț pe tot ce-a fost. Viața m-a purtat în lume, eu din toate am învățat. Cât n-ai vrea să faci un bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape, îi dai mâna când e greu. Nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. Termin melodia și frumos să vă ofer cuvântul. Bine, doamna Eugenia? Că așa pierd firul pe urmă și nu-ți primește. Copiii mei am să-i învăț că nu cu bani te faci bogat. Prietenul nu are preț dacă e cel adevărat. Nu am să mă răzbun vreodată, în suflet v-am iertat de mult. Și n-o să cer nici când răsplată la binele ce l-am făcut. Viața m-a purtat în lume, eu din toate am învățat. Cât n-ai vrea să faci un bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape, îi dai mâna când e greu. Nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. Viața m-a purtat în lume, eu din toate am învățat. Cât n-ai vrea să faci un bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape, îi dai mâna când e greu. Nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. La mulți ani. Spuneați ceva mai înainte, dar nu reușeam să vă aud pentru că era baza muzicală. Vă ofer cuvântul, doamna Eugenia. Nu-i nimic strașnic? M-am concentrat în cântarea dumneavoastră. Mai am o melodie de suflet. Mai am o melodie atât de frumoasă pe care vă dedic, nu toată, așa o bucățică, dar cea mai importantă. Din partea surioarelor care vă iubesc și vă poartă în suflet, acolo, departe, și care se hrănesc cu dorul ăsta nebun. Eram copile la părinți acasă și viața ne părea un joc prin flori. Azi ne vedem mai rar și tot mă pasă un dor de tine, soră, amarnic dor. Noi am rămas aici, iar tu departe, plecată în lumea mare să trăiești.
Îmi pare rău că nu-l avem pe frate, dar cea mai scumpă soră în lume ești. Suntem patru inimi, suntem patru surori, în grădina mamei patru flori. Când am ceva pe suflet, cu tine vreau să vorbesc, să-mpart cu tine tot căci te iubesc. Suntem patru inimi, suntem patru surori, întești de mine și mi-e dor. Cui să-i spun durerea și bucuria mea? Numai ție, soră-ți, deschid eu inima. Na, 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 na. Oh, doamna Eugenia, sunteți patru inimi. Melodia ca tare spune suntem două inimi, dar văzând că sunteți patru inimi, am modificat-o pentru voi. Iar în final... Dar noi suntem... Eu sunt a 12-lea, la mama au fost... Da, eu știu, dar din păcate mi-a spus surioara că doi sunt... Dar am rămas 10. Da, de asta da. Și am evitat să spun 12 ca să nu vă... Să nu vă rănesc într-un fel oricare. Înainte se făceau mulți copii și erau alte timpuri, erau mai multe neajunsuri, nu erau comoditățile de azi, dar era mai mult căldură sufletească și valoarea familiei era alta. În final, eu știu cum mai aveți acolo, cine este nepoței, cine mai este cu dumneavoastră? Nu, doi nepoței cum, nepotica și nepoțelul și fiica și piciorul. O să vă cânt o melodie pentru ziua de naștere, care o să înțeleagă toți, pentru că vă cânt în limba rusă. Știu că sunteți acolo de mulți ani, așa? Doamna Eugenia. O viață. Eu sper că am reușit să vă fac seara mai frumoasă și o să vă rămân o amintire plăcută. Поздравляю у тебя сегодня день рождения. Принимаешь от друзей знакомых поздравления. Поцелуй щечку теплые стихотворения. Слезы счастья на глазах и удивления. Задуешь свечи ты в свой день рождения. И в слитках торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания в твой день рождения. Задуешь свечи ты в свой день рождения. И в слитках торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания. С днем рождения, Евгения! Комната уставлена подарками и цветами, яркими открытками, коробками с бантами. И звенят бокалы налитым по грани шампанским. Это твой особенный день, мы празднуем по-царски. Задуешь свечи ты в свой день рождения, и в слитках торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания в твой день рождения. Задуешь свечи ты в свой день рождения, и в слитках торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания. С днем рождения, Евгения! Спасибо, Ферима, пентру кенрусы. Номер для вас, если Евгения. Да. Домна Евгения. Am ajuns la final. Спасибо большое. Пожалуйста. Всем спасибо. И вам, и сестрам, и всем большое-большое спасибо. Это вам спасибо, что позволили, чтобы я вам передала это сообщение. Теплое сообщение. Наверняка вы ее почувствовали, да? Ну, как же. А как же? Без этого. Здоровья вам, счастья, любимых рядом.
Спасибо. И вам взаимно все. Поцелую. Как и у нас, чтобы у вас было все. Спасибо. С днем рождения.